Vă propun să începem. Vă spun bună dimineața. În principal așteptăm doi invitați special pe Ina Kalmanovici de la Stockholm, pe care cei toți, în afară de cele noi de anul ăsta de domnișoare, o cunoașteți. La momentul oportun am să mai vorbesc o dată despre ea. Și Mihai Pienescu, autorul acestei frumoase cărți pe care vă recomand. Am încărcat aici în share, în chat, fotografiile. Este cartea lui Mihai Pienescu. La un moment dat o găsiți la librărie, la facultate, la modul acolo jos. Despre Mihai pot să vorbesc și liber, dar aveți aici în coperta cărții ce face și ce a făcut el și ce sper să facă în continuare. Cartea este foarte frumoasă. Mulți dintre voi poate ați văzut lansarea cărții pe, la care am fost și am filmat live parte din ea. Lorin Nicolae, foarte frumos la prezentat, dar o să sperăm că nu vorbim în absența lui Marius și lui Mihai și o să vorbesc la momentul oportun când o să fie cu noi. Începem cu cei de mai de departe. Alex, dragul meu, Alex care este student în anul întâi la Sibiu, la secția de conservare și restaurare. Din păcate, cei de anul 2 n-au putut ca o predare, sunt nămoliți cu machete 3D. Mă refer, de exemplu, la Andreea, care cu regret n-a putut să participe azi. Schimbându-se soluția în mod esențial pe ultima clipă, știți voi cum e, când vine profesorul sau asistentul și tu ești aproape gata să predai proiectul și îți schimbă în soluții lucruri esențiale de cam trebuie să o iei de la început. Am să rog invitatul, utilizatorul invitat, să-mi scrie un mesaj aici pe chat, să știu cine este. Dacă nu, îmi pare rău, îl scot. Cred că pe mine m-a pus ca utilizator invitat. Păi deschideți puțin camera atunci ca să te văd. Am camera deschisă. Eu nu te văd. Voi îl vedeți pe Alexandru Nicoară în video? Da, se vede. Da, îl vedeți. Bun, atunci m-a liniștit. Nu știu ce se întâmplă însă cu restul. Adică cu invitatul special. Un moment. Am să te rog, Alexandru Chiti, cum îți spuneam eu și cum îți spuneai și tu, și mereu te confundam cu pisica ta, cu Cookie, parcă o chema, nu? Pufoasa aia, ca luna a mea. Da, da. Ok. Vrei să ne arăți ultimul tău proiect sau să ne spui câteva lucruri despre cum e la Sibiu, la facultatea de la secția de conservare, restaurare. Ai cuvântul. Da, pot să prezint un proiect care era, cred că era 4. Să văd dacă să văd cum să partajez. Eu opresc share-ul de scris și dai tu drumul. Te rog. Mi-a partajat aici WhatsApp-ul. Da. Se vede? Da, sigur că da. Perfect. Deci, proiectul acesta era bazat pe mai multe cetăți vechi din România. De exemplu, asta e cetatea Inisala, care am avut-o eu. Și ni s-a dat ca temă să construim o casă de paznic pentru cetatea respectivă, fără să distrugem ceva de la ea, adică construcția sau să... Era o casă de asta provizorie în care să stea un paznic și să supravegheze
cetatea din jur. Și asta s-a pus ca documentare și ne-au pus să facem, să facem niște copii după releveurile cetăților. Și chestiuțele astea MOV sunt poziții care ar fi putut fi folosite pentru căsuța mea de paznic. Și aici am niște secțiuni, o fațadă și încă o fațadă și planul de situație. Și aici am niște poze din machetă. Eu am făcut clădirea, sunt mai multe moduri în care poți să lucrezi cu o ruină. Eu am lucrat pe modul de completare, care practic eu lucrez pe structura gata construită, dezvolt deasupra ei și din moment ce eu mi-am ales poziția aceasta, în turnul ăsta, care era pe jumătate dărmat, am construit deasupra lui o căsuță de paznic care privește către, se va vedea în plan. Da, căsuța privește de aici și are vizibilitate către tot tot interiorul în direcția asta, așa. Și în exterior, din altă poziție. Ea trebuia să aibă o fereastră foarte mare pe care paznicul să se poată uita în timp constant, așa că eu i-am pus dita mai fereastra, care el să aibă, adică indiferent ce face în căsuța aia, aici deasupra ar fi venit zona unde i-am pus eu patul, pentru că vroiam ca din orice poziție stătea în casă să poată să își facă treaba de paznic. Am început, dar nu ai, dacă vrei să Și la machetă am făcut-o din un fel de zăpadă artificială care era tratată cu de asta, nu Ipsos, GLED, cu GLED. Am atâta, nu știu ce mai spun despre. Ok. Dacă aveți întrebări ceilalți legat de spiritul temei lui, eu aș vrea să te întreb, dragă Alexandru, eu aș vrea să te întreb cu ce te simți tu că te îmbogățește ce faci tu la Sibiu? Adică în sensul cu ce mă, ce-mi place, ce învăț de acolo sau ce... Și profesional, și ca sentimente, și ca tot așa. Dacă îți place, primul rând, dacă te simți bine. E, sunt interesante cursurile, adică mie tot timpul mi-a plăcut genul ăsta de arhitectură mai veche. Nu sunt mare fan tip modernism și... Adică îmi place cine predă și profesorii sunt chiar, chiar de treabă. Bine. Da, da, e fain. Mai tu, Marius Blaga, tu care ești tot, aveți un background, perfect, similar tu și cu Alexandru Nicoară. Voi sunteți, ați făcut licee vocaționale, da? Deci voi aveați această îndemânare a desenului. Pune o întrebare așa, ca bătrân ce ești de anul 4. Pune o întrebare ceva care poate ție nu-ți place la București și să vezi cum este la feedback-ul la Sibiu. Fiind ambele secții ale Facultății de Arhitectură, unde amândoi sunteți studenți. La voi cât sunteți pe an? 24. Ah, de aici deja o diferență ca de la cer la pământ.
Și profesorii sunt de treabă, de la cursuri până la atelier sau... Mai avem și câțiva profesori care nu sunt așa un pic mai exigenți, dar profesorul nostru de proiectare e foarte de treabă, adică foarte înțelegător. Nu. Întrebare. Tu la Sibiu acolo ai cum să citești? Pentru că orice om care vrea să aibă o pregătire universitară cât mai bună, da, să acceadă în această carieră, indiferent de ce profesie ai face, trebuie să citești foarte mult literatură de specialitate, reviste. Aveți bibliotecă acolo? Avem bibliotecă. Eu, sincer, mi-am cumpărat cărți singur. N-am vizitat-o. Ok. Mă bucur. Când aud că cineva își cumpără cărți, mă bucur nespus. Din păcate, cartea asta care eu o am de la Mihai și cu dedicație, pot să vă citesc chiar, să fiu puțin indiscretă, era deja scrisă. Pentru Mihaela R. R e ca o marcă sus acolo. Lungi amintiri, liceu, sta cu arhitectură și toată simpatia pentru ce face cu și pentru viitorii boboci arhitecți. Adică Mihai este unul din persoanele din generația mea care chiar s-a uitat pe pagina aceea de web, pe blogul meu, unde și pe voi v-am îndemnat să vă uitați cu articolele mele care conțin link-uri, care pam, pam, didactică foc. Ok. Acum am să te rog pe tine, dragă Marius, ca veteran în această întâlnire, veteran student arhitect, în anul 3 ești acum, nu? Da, acum am terminat anul 3, practic. L-ai terminat aproape. Mai ai sesiunea, nu? Da. Ia povestește-ne, poți să ne arăți ceva din ce ai lucrat? Vă arăt și proiect, deși nu este neapărat dus. Te rog, nu-ți mai pune cenușă în cap. Te rog frumos. Au fost mai multe probleme când proiectul era de echipă, dar l-am făcut de fapt singur și a fost destul de dificil. Ei, lasă, asta dovedește că vei fi călit în viață. Ia să ne arăți, fă un share de screen elegant, așa. O secundă. Te pup. Ce mai face mama? Este în grevă. Da, într-adevăr. Mă bucur că profesorii se țin tare. Așa, unde putem share screen aici? Stai că fumez, îmi închid camera, să nu vă îndemn să fumați. Acum poză și cu situa, dar dacă este să dau share. Hai să ne spui tema, pentru că noi habar n-avem. Care era tema? Despre ce era esențial vorba? Să dau până la urmă share screen-ul pe calculator și să merg pe Google Alert, că nu am acum toate planșele. Povestește-ne întâi ce vreau tema noastră a fost de locuințe colective. A trebuit să facem circa 60-70 de apartamente cum dorim noi, de la blocuri în sine sau low-rise high density, orice manieră în care le punem aici cum ar trebui. Situl este dat aici în București, lângă Obor. Aici este primăria, Oborul. Și între calea Moșilor, aici, este parcela asta, care are o istorie destul de mare. Aici a fost o fabrică de oțet destul de cunoscută, deschisă de Aldorf Urbeanu, adică este o poveste destul de mare. Doar că... Adică, practic, un teren care avea o folosință, să zicem, fabrică, industrie, nu? Da. Și care acum mi se dă o altă funcțiune de locuire, locuire colectivă. Tu fiind în anul 3, practic anul 1, 2 și 3, se numește în cadrul atelierului de proiectare bazele proiectării. Iar de la anul treci în anul 4, 5 și 6, sinteză de proiectare. Da? Deci practic în primii 3 ani ați cam făcut câte un program, ați intrat într-un program de arhitectură. Da, anul trecut. De locuire ați mai făcut și altceva administrativ, ceva, vreo școală sau?
Deci, anul trecut am experimentat mai mult cu locuințele. Am avut odată un proiect de locuință și apoi mai multe locuințe, 7 case pe un alt sit dat. Și semestrul ăsta am mai avut două lucruri mai publice. Prima temă a fost amenajare de spațiu. Noi am avut, de exemplu, în drumul taberei de făcut parcuri, practic. Și după am avut pe un alt sit, dacă mă duc bine pe aici, așa, am avut aici de făcut un centru de arhitectură cu funcțiuni diverse pe situl ăsta de aici, cu odată și ateliere, muzeu, sală expozițională, amfiteatru, diverse. Foarte frumos! Deci în primii 3 ani se încearcă să vă familiarizeze cu diferite programe de arhitectură, cu tipicul lor. Ce conțin, ce este nevoie, da. Și se lucrează pe situri reale, în București, să ne obișnim cu fragmentarea asta. Sigur că da, foarte interesant. Hai să revenim acum la lotul tău cu locuință colectivă, subiectul da, ultimului. Aici era o temă chiar urgentă, că tot ce a fost acum 3 ani a fost demolat, pentru că o firmă a vrut să realizeze aici un proiect de locuințe colective, proiect ce nu era neapărat în grațiile profesorilor de la noi și a fost așa o temă cam urgentă oarecum să facem niște proiecte. Și aici ideea proiectului meu a fost să mă dau după psit în sine, să preiau ideea de fragmentare, să preiau motive. Am ales să folosesc acoperiș și un șarpantă pentru că m-am gândit că este cel mai potrivit pentru loc, un dialog mai bun cu contextul din orice direcție te-ai uita. Am folosit și cărămidă la parter, spații comerciale și să mă duc acum. Deci ca să aibă și dotări. Deci locuințele întotdeauna au nevoie și de dotări. Adică degeaba stai undeva și ai un apartament minunat dacă nu poți să cobori să-ți cumperi ceva sau din zonă, adică să nu faci un excursiv. Iar zona nu are așa de multe magazine mici și de genul, adică trebuie să te duci spre Obor, ceea ce este totuși la o mică distanță. Am avut da. Ideea asta de a conecta strada Titu Maiorescu cu strada Vaselor, pentru că ea se duce aici în colțul ăsta și am deschis o promenadă și cu mică pistă de bicicletă și în principiu la parter, pe zona asta ce este cât se poate de mult deschis publicului, să avem spații comerciale. Chiar am făcut așa niște compartimentări din astea și micuțe spre ideea că se pot deschide mici business-uri și, na, fiind mai puțin metri pătrați, poți să-ți permiți o chirie, chit că proiectul ar fi nou. Și vor avea și mulți arhitecți de interior subiect ca să-și dezvolte proiectele lor de amenajare, de tot felul de... Da, bravo! Da, aici este planul de etaj și compartimentările, dacă se înțeleg cât de cât. Am încercat să realizez niște compartimentări cât de cât interesante, să fie deschise pe 2 direcții pentru ventilare și lumină. Și am încercat să ies din trama rectangulară care este favorită în facultatea noastră, adică trama de 6x6 este divină din ce văd în toate proiectele. Mi-a mai reușit, nu mi-a reușit, acum asta decide fiecare când se uită. Zic că am făcut o treabă cât uși de puțin decentă măcar. Proiectul are 2 etaje și mansardă. Marius, iartă-mă că te întrerup. Aș vrea să îți subliniez încă o dată. Ați prezentat proiectul în fața Comisiei de Jurizare din școală sau în fața persoanelor cum suntem noi acum. Este similar, este ca și cum te-ai duce în momentul în care bagi text negativ sau prea modest sau exagerat de nemodest, nicio alternativă nu e bună în discurs. Asta o să pot să vorbesc mai pe larg cu tine sau cu cine este interesat, după părerea mea. Adică trebuie să ai încredere în proiectul tău, trebuie să îi prezinți valoarea, să îi prezinți părțile care într-adevăr
ți se pare că l-ai rezolvat bine. Gândește-te că peste nici trei ani trec repede, vei deveni arhitect și va trebui să-ți vinzi marfa pe piață. Ori atitudinea contează extraordinar de mult. Da? Să nu te superi că ți-am atras atenția. Dar ești uneori, te-am văzut și la întâlnirea anterioară, când era și Vlad, ești așa, ești un băiat prea bun, nu trebuie, fii mai rău, mușcă un pic din viață. Hai, continuă, te rog, iartă-mă că te-am întrerupt. Nu este nicio problemă. Dar tu știi că te iubesc, știi că te iubesc. Mulțumesc. Da. Mie îmi place ce ai făcut, chiar foarte mult. Și adevărat, ia uite ce, ia arată puțin imagini. Ah, da, uite ce frumos se vede la nivelul ochiului. Am avut aici o zonă mai specială, un fel de portic în portic și mai jos cu jumătate de metru, pe un metru. Cum se vede aici în plan, zona asta de portic este lăsată în jos, aici te poți așeza, ai umbra copacilor, oamenii care merg, am și accesul pentru persoane cu dizabilități să aibă și un traseu. Foarte frumos. Spațiu comercial, niște mese, dacă este cazul, iar spațiu comercial. Și astea sunt conectări, casa scării cu liftul și pasajele astea făcute și pentru mașinile de pompieri să poată să ajungă când este nevoie, unde este nevoie. În ce program ai lucrat asta? Ce, planul sau... Da, proiectul în general. De exemplu, la planul ce? Păi, am început cu SketchUp pentru că mie îmi place să concep proiectele în 3D. Nu prea merg după forma asta de a merge în plan, apoi în fațadă, apoi în secțiuni și joc continuu. Jocul ăsta îmi place să scot în 3D pentru că, nu știu, eu fac arhitectură după emoție și când încep să ridic un perete într-o anumită zonă, deja îmi dă anumite emoții și simt o idee în spațiu și mă joc direct acolo în forme și după realizez planuri cu AutoCAD, cu mai editez și în Photoshop, îmi scot alte lucruri din SketchUp să mă ajute și un joc între astea trei programe. Și fac, de exemplu, la această planșă de aici, unde am scos două apartamente. Odată am luat desenul de linie din SketchUp, după care am adăugat desenul de AutoCAD de detaliu și l-am pus peste. Și apoi în Photoshop am adăugat diferite texturi, umbre și alte lucruri de genul. Cam ăsta este stilul în care procedez la proiectul ăsta. Și fațadele sunt cu randări în virei din SketchUp și mici intervenții în Photoshop. Și mai am și secțiunea acestea pe tronson caracteristic ce a fost cerut în temă, care le-am făcut în perspectivă. Am și aceasta în care surprind și dea de promenadă aici. Da, okay. Și acesta ar fi proiectul meu. A fost destul de apreciat, am luat o notă decentă, 8.50. Domnul rector mi-a apreciat mult proiectul. Mă bucur. Mai ții minte, cred că ți-am prezentat și ție de la anuală proiectul lui cu care a participat la anuală O casă de om, nu? Da. Mi-aduc aminte. Ok. Asta este foarte frumos. Noi putem să facem ceva foarte frumos pentru om. Și cred că și populat în realitate proiectul tău cu curțile astea interioare pline de preamă, de oameni, de atrași de ce se va întâmpla la spațiile de la parte, este un plus pentru zonă. Dacă are cineva întrebări, iertați-mă, Mihai, cumva ești prezent printre noi, pentru că văd că este cineva Dupont, dar nu știu cine e. Mihai, adică eu? Adică tu, domnul Mihai Pienescu. Da, sunt. Bun, deci hai să-i pui vreo întrebare lui Marius. Faceți cunoștință, Mihai Pienescu, pe care vi l-am prezentat în absență.
cel care ne va spune câteva lucruri, cum e să fie arhitect și în România și afară, el fiind de foarte mulți ani stabilit la Paris. Dacă ai văzut proiectul lui Marius și dacă ai vreo întrebare. L-am văzut, dar așa, cam probabil de la jumate sau ceva mai puțin. Okay. Ok, Sebi, tu l-ai văzut de la început. Sebi este în anul întâi deocamdată. Ai vreo întrebare să-i pui lui Marius? Nu am nicio întrebare. A fost clar, am zis tot. Mi-ar place să îi pui o întrebare, chiar dacă nu-i legată de proiect. Arșa Luis, tu care ești preferata a preferaților din anul, fetele din anul 2, da? Ia spune. Nu știu dacă am neapărat o întrebare, dar chiar, nu știu, având în vedere cumva că noi am avut la anul 2 un proiect, tot așa, gruparea aceea de case unifamiliare și acum văzând ceea ce urmează la anul 3, nu știu, m-a făcut să mă simt așa cumva fericită pentru ceva. Și de asemenea mi-a plăcut că lucrează exact în aceleași programe în care lucrez și eu și că văd că se poate și în anul 3 să faci chestii foarte bune în programele astea, că mă așteptam acum pentru la vară să mai trebuiască să învăț ce. Și sunt cumva calmă din punctul ăsta de vedere. Deci, totuși da. Poți să vezi, nu așa asta, adică noi cât timp avem timp, nu suntem luați neapărat de muncă de la vârsta asta, deci vara poți să înveți orice program și eu am de gând să învăț și Revit posibil. Cât mai mult. Da, Revit-ul, mă gândeam și eu. Toate programele. Dar orice program, cât timp lucrezi în el și îți dai tot timpul, poți să faci și Paint un proiect dacă îți dorești. Adică noi încă avem persoane în grupă care desenează pe iPad și își duc tot proiectul așa desenat de mână, ceea ce mi se pare deja un efort monumental pentru mai nimic gratuit așa. Ok. Ai citit ceva? Ai fost la bibliotecă? Te-ai documentat despre această temă, Marius? Păi, odată caietul de temă, odată niște lecturi recomandate de profesor, dar în principiu nu am fost la bibliotecă, ci am citit ce am apucat pe net. Am luat diferite articole și tot așa. Am înțeles. Ok. Robert, tu ai să-i pui vreo întrebare și tu fiind tot absolvent aproape de anul 2. Eram curios de anumite impedimente și dacă au fost ale situlului și cum ai reușit să le rezolvi. Da, au fost suficiente. De exemplu, aici se înțelege că este un calcan, doar că este o situație mai ciudată față de calcanul de aici, care este solid, clădiri, astea știu și o clădire înaltă, asta iar una cu P+1 și una mai istorică, foarte solidă din cărămidă. Aici sunt niște case neoromânești al căror calcan a căzut când cei dinainte au săpat pentru a curăța situl. A fost o mică discuție dacă astea vor mai exista aici sau nu și ce faci dacă te lipești la calcan și cei de acolo vor distruge casele alea și vor construi, cum vom influența modul lor de a construi. Și am decis să mă îndepărtez cu totul, să le dau tot spațiu și să aduc aici cât mai multă vegetație și... Deși nu este neapărat mulți profesori comentează la o asemenea tratare, dar mie mi s-a părut o tratare sensibilă pentru sit, că asta am putut să fiu sensibil față de sit, față de cartier, de zonă. Nu fiu un chimpe. O întrebare, Marius. Te-ai gândit când vei termina și anul 6 ce ai vrea să faci ca studii, dacă vrei să continui cu ceva mai târziu? Nu am nici cea mai mică idee, adică chiar nu știu. Momentan, pasiunea asta de față de arhitectură pe care o simt stă în afara facultății. Ce fac în facultate îmi omoară complet pasiunea pentru arhitectură. Chiar nu știu, mi-ar
surâde și ideea de a merge pe idei de teorie, de istorie, lucruri de genul, pentru că chiar mă pasionează foarte mult, dar totuși nu știu dacă aș fi neapărat suficient de bun pentru asta. Chiar până la urmă viața mă va purta și mi-aruncă de Ionescu, Mihai, poți să-l ajuți cu un sfat, o îndrumare? Nu, aș pune o întrebare. De ce spune Marius că îi omoară școala pasiunea pentru arhitectură? Mi se pare o afirmație interesantă și incitantă. Da, nu vreau acum să vorbesc facultatea nume de rău. Nu este doar opinia mea, din păcate. Chiar cu mai mulți colegi am vorbit despre asta. Nu știu, modul în care se practică în școală, cum vor profesori să te învețe, faptul că suntem foarte mulți pe an, este o competiție așa, aiurea, fără sens, adică să prinzi bugetul, să prinzi, eu am lăsat cursa asta, nu mai mă interesează. Toți profesorii se uită la noi așa de sus, de exemplu la cursuri, avem o profesoară care, nu doar, ea este un caz în sine, dar sunt mai mulți, care ne fac proști în față, cum că noi nu știm nimic, de la o generație la alta devenind din ce în ce mai proști și tot așa. Adică deja pun de la început punctul pe ei, ei sunt pe un piedestal divin, iar noi nici nu ar trebui să fim aici. Deci să spunem mulțumesc că plătim 6.000 de lei pe an. Plătiți foarte puțin. Mihai, spune-te rog, cât costă o școală bună de arhitectură în Europa? Nu știu. În Suedia e gratis. În Suedia e gratis, da. Dar școli de arhitectură. Două secunde. Nu tot ce e gratis e bun. Deci există școli de arhitectură, nu numai în Europa, în lumea asta, foarte bune, adică care sunt top of the top, cum ar fi, care costă de la 10.000 de euro în sus. Acum eu, simplu, gândindu-mă, am trecut prin Mincu. Deci și eu am avut o groază. Ina, te rog să-mi confirm dacă greșesc cu ceva. Ina a intrat, vă salută pe toți. Mihai Pienescu, faci cunoștință cu Ina, suntem cam de aceea seamă. Ina e de la Stockholm. Ina, îți aduce aminte? Eu nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău. Dar și noi am avut o groază de colegi care mă uimesc cum or fi terminat facultatea. E adevărat sau nu? Da, e adevărat. Pentru că facultate vine din latinescu, termenul latinesc, e ceva facultativ, adică nu ține nici de profesor neapărat, ține în primul rând de tine ca individ. Iar voi, fiecare dintre voi, trebuie să vă întăriți, să vă urmăriți țelurile voastre cu foarte mult optimism și încredere, pentru că dacă veți face lucrul acesta, eu cred că până la urmă majoritatea vor reuși dintre voi. Un om care se compară sau se lasă împins de val, nu e un gest normal și un gest bun, știi? Mă rog, dar mie îmi place cum a evoluat și îmi place foarte mult că ai oareși ce îndoieli. Un om fără îndoieli nu cred că are prea multe șanse. Adică, dar nici să fii foarte, foarte îndoit tot timpul și să n-ai încredere în tine, da? Și te rog, Marius, să ai încredere în tine. Proiectul tău mi se pare un proiect valoros, nu pentru că i-a plăcut și lui Moiceanu, rectorului, pentru că, uite, mie mi-a plăcut. Și îmi pare rău că Ina n-a fost de la început, că cu siguranță Ina, pe care deja o cunoști și tu destul de bine, putea să spună mai multe lucruri. Îți mulțumesc. Mai are cineva să-l întrebe ceva? Mihai, mai ai vreo... E așa superficial cât am văzut în viteză. Păi Mihai, putem să nu-ți vedem... era să spun chelia, să-ți vedem fața, mă, în imaginea aia. Eu nu prea sunt obișnuit cu Skype-urile pe mobil, sunt mai mult pe calculator, cum se zice. Okay. În fine, adică nu-mi place să-mi țin în mână aparatul vizualizator. Păi ce da, dar acum nu ești în fața laptopului. Păi laptop, dar pe laptop n-am aplicația și nu mai stau să o pun.
Păi nu trebuie să o pui, poți să intri pe Skype, cum sunt și eu, și online, o folosești online. În fine, am încercat, nu mi-a ieșit, prefer să continuăm. Ok, trebuia să faci exerciții înainte. Da. Așa, vreau să vă spun că Mihai acum este un domn foarte respectabil, așa ca apariție fizică, cărunt. Da, una am fost respectabil. Da, băi, da, nu mai ești băiatul ăla cu păr negru, negru. Ați devenit toți niște suedezi fără păr. Dar nimeni, cine mai e ca la 20 de ani? Da, uite, fetele sunt ca la 20 de ani, că se puțesc, da. Și elevii tăi sunt, da, da. Da, ei sunt studenții mei, că nu mai sunt de mulți elevi. Okay. În interior suntem de 20 de ani cu toții, da. Absolut, absolut. Ok, îți mulțumesc, dragul meu Marius, mi-a făcut o deosebită plăcere să-ți văd proiectul și să te văd și pe tine și cât mai ești în București, poate treci să stăm puțin pe terasă la o bere, la... Uite, vă invit, cine e în București, astăzi vă invit la noi că mai avem tort de la ziua de ieri al lui Alexandru, vin, bere, tot felul de lucruri minunate și terasa este superbă. Și în curte putem să stăm, dar pe terasă e mai intim. Ok. Între Arcea lui și Robert, cine vrea să ne facă safteaua cu prezentarea proiectului? Arcea lui, îți dai drumul tu? Hai, cu curaj. Ok. Iubita mea, Arcea lui, iubita mea, prietenă, Arcea lui. Mai cânti la un instrument, la chitară, la... N-am mai avut timpul necesar, dar așa printre picături normal. Nu spune că este o pasionată de rock. Mamă, ce! Mai ții minte când în pauze la ședințele de atelier cântai la chitară, la... Nu, mai țineți minte? Foarte fain. Arată-ne. Se vede? Se vede perfect. Ok. Deci proiectul, a fost foarte drăguț din prima tema, foarte drăguță tema proiectului, pentru că situl se află pe strada Vespasian, în imediat apropiere față de Gara de Nord și am putut, din orice punct de vedere, să mă duc acolo în 5 minute, având în vedere că eu stau destul de aproape de Gara de Nord. Și cu ocazia asta am reușit ca... A fost un proiect de echipă, cu asta ar fi trebuit încep. Și am reușit împreună cu colegul meu să vizităm zona din apropierea situlului pe pendelete și pe larg și am încercat să găsim niște criterii pe care să le putem implementa în proiectul nostru, în propunerea noastră. Și cele mai importante au fost tipul de curți și pe care le-am observat și cum acestea au diferite parcurgeri și diferite poziționări ale vegetației. Și astfel am ajuns să dorim să creăm un parcurs, întrucât zona este foarte pestriță și nu poți să te iei neapărat după un stil arhitectural anume sau... E efectiv o zonă tradiție vernaculară din centrul istoric al Bucureștiului, o zonă cam de mahala, nu poți să te iei neapărat doar după ceea ce vezi și trebuia să mergem și mai în adânc, să căutăm în adânc. Și am pornit de la niște principii și niște influențe pe care le-am păstrat pe tot parcursul proiectului. Și am avut intenția de a face un parcurs de la public la privat, cât mai interesant posibil, și după să încercăm să ne jucăm cu texturile, materialele, astfel încât să fie, să dea caselor un, nu știu, sentimentul că chiar ești acasă și că te desprinzi de lumea foarte haotică din centrul Bucureștiului. Da, și un principiu foarte important a fost faptul că avem două curți, una alungită, semi-publică, și una centrală care este absolut privată, nu doar pentru locatari. Și aici ar fi situarea și cum se observă din fațadă, nu
toate casele sunt diferite și ansamblul nostru este la fel regulat, chiar foarte regulat față de ceea ce se vede în zonă. Și așa ar arăta din axonometrie. Și cum spuneam, am avut principiul ca să facem această separare cumva față de public și privat. Și am ales ca să tratăm fațadele în mod diferit. Fațada de exterior este ca o coajă protectoare a interiorului și am ales să o facem, să o lăsăm albă, regulată, să impună cumva un ne-am gândit ca un fel de respect când treci pe lângă ea, încât această curte, care devine ca o mică stradă semi-privată, semi-publică, semi-publică de fapt, are intrările unor birouri. Și astfel, observat de asemenea din zonă că, fiind o zonă centrală, chiar dacă este o mahala unde e preponderent, se găsește preponderent funcțiunea de locuire, există și multe servicii. Și ne-am gândit că, ok, de ce să nu integrăm și noi acest lucru? Mai ales că, din nou, este o zonă centrală, oamenii pot să vină aici și să-și... E destul de ușor să ajungi lângă Gara de Nord. Și am creat, fiecare căsuță are câte un birou propriu care se deschide către public prin, pe fațada aici sau respectiv în această stradă semi-privată. Iar la interior, casele, da, sunt tratate cu panouri riflate de lemn, fiecare casă are o nuanță diferită astfel încât cei care o cumpără să nu se gândească, wow, care e casa mea. Fiți să-și dea seama din start când intră în curte. Și mi s-a părut că în interior această tratare cu lemn și cu verde și vegetație și mai înaltă și scundă dă un... Sentimentul când mă uit la exterior este de cetate, așa. Da. Fel, dar în momentul când intri în spațiu interior al curții ăștia interioare, totul devine la o scară plăcută și umană, foarte frumos. Da, e cald, e un sentiment cald și cumva te simți acum protejat. Cine cunoaște un pic țesutul urban în jurul Gării de Nord, va înțelege poate mai bine de ce ați ales această formă, un pic de cetate, așa de... Da. Dar nu opresiv, adică nu distruge, așa, ceva neutru pe exterior și foarte atractiv însă pare ce se întâmplă în curtea asta interioară. Ok. Așa, și ăsta ar fi planul parterului. Am mers după principiu ca, se numește, traveia care adăpostește scara să împartă casa în două părți și să fie așa o schemă funcțională destul de simplă. Și cam acest principiu îl avem peste tot în la fiecare. Voi la parter aveți, adică este numai locuință. Parter, da. Și un etaj sau două nivele? Nu am remarcat. Am pe plus unul și un deol. Așa. Și, da, și acesta este biroul, de exemplu, birourile care schimb către exterior și este, cum am zis, este marcat de niște retrageri tot așa rotunjite care cumva teamă să vii, să intri. La etaj am avut la inițial câteva probleme pentru că nu știam cum să dormitoarele, în sensul în care cum le poziționăm și după ce noi am făcut un fel de ramp plan, dar nu e chiar dus până la capăt în legătură cu scările, cu accesul și de când am făcut acest ramp plan a reușit ca la fiecare casă cumva circulația să fie îndreptată în spatele casei, astfel încât tot așa dormitoarele să fie poziționate către curte, în afară de casa de colț, care din păcate, având în vedere că a fost puțin mai chinuită, dormitoarele sunt îndreptate către fațadă, dar nu-i neapărat un impediment, pentru că deschiderea e mai mare aici pe fațadă decât în curte. Demisolul, da, e un spațiu de depărare și de grup sanitar. Și aceasta ar fi fațada din interior. După cum am spus,
Da, mi s-a părut că dă un aer mai în care chiar te simți acasă, cu deschideri mari la parter, pentru luminarea, mai ales a livingurilor, și fața de din de pe partea publică. Da, și am mai avut și o parte de tehnică, ca să zic așa, dar nu chiar foarte dusă până la capăt din nou. Aici chiar vreau să spun că ne-a ajutat mult cursul de construcții de zidărie și beton armat, pentru că cam de acolo ne-am extras toate modalitățile acestea de a cota și de a pune detaliile pe planșe. Da, aici niște randări. Parcursul spre interior și, după cum am zis, exteriorul este foarte așa plat cumva, dar imediat cum dai aici colțul și intri în gang, parcă intri printr-o poartă din altă lume, și am ales această poză să fie cea mai semnificativă din colaj, pentru că vedem exact aici ramele, ca să zic, a gangului și cum se vede ca într-un tablou tot parcursul acesta către case, către locuințe. Avem și o zonă comună, adică având în vedere că până la urmă sunt niște locuințe care împart aceeași curte, ne-am gândit că poate... Cam câte familii sunt în zona asta proiectată de tine? Sunt 5 locuințe. Și am făcut... 5 locuințe în total sau pe tronson? Da. Nu, în total. În 5 locuințe pe textil. Și am făcut cam 3 dormitoare pe locuință. Asta știi de ce te-am întrebat? Pentru că și eu am o curte, avem curte în spatele casei. Noi suntem 3 familii, 3 apartamente. Și este foarte fain, dar... Mă gândeam cu groază că dacă sunt mai multe, știi, și dacă una din familie e mai gălăgioasă, se distruge tot feng shui-ul curțile, dar la 5 familii cred că este loc să se înțeleagă între ei. Da. Știi? Oricum, modul ăsta de abordare mi se pare un mod de, cum să zic, occidental, pentru că la noi nu prea se găsește și de regulă noi suntem foarte individualiști, casa mea, curtea mea și atât, nu vreau part cu nimeni. Și mă gândesc că cei care ar urma să locuiască aici își dau seama de implicările care ar fi. Da, să mai în curte alții. Da, și niște randări interioare, incipiale, l-am pus și pe Keanu Reeves aici mâncă. Așa? Și care, așa, am vrut pe prin ele să arătăm mai mult curtea și cum se vede din... Și efectiv. Care este rolul luminii, de fapt, da. Că eu cum asta simt aici. Da. Și acesta e proiectul. Bravo! Vă rog frumos, întrebări din public. Întâi invitații speciali. Ina, Mihai, aveți întrebări? Aveți ok, ia pot să-ți spun eu o întrebare. Deci, după părerea mea, e bună ideea cu curtea asta despre care am vorbit, dar fiecare și-ar dori poate un mic loc afară. Te-ai gândit ca cumva să delimitezi, să deschizi, deci o ușă din sufragerie? Așa am eu, dacă vezi în spatele meu, deschid o ușă și am un loc care cu niște tufișuri în față, unde am o masă, niște scaune. Să ai totuși un mic spațiu privat în curte. Care știu Ideea este că noi chiar de la asta am pornit, doar că a trebuit cumva să facem niște, anumite lucruri să le lăsăm pe drum. Întrucât ne-am gândit că este mai important pentru noi, am făcut niște prioritizări și ne-am gândit că această curte cumva semi-publică este mai importantă. Am pierdut foarte mult loc, întrucât aici avem și parcarea și a trebuit să ne gândim și cam cât ia unei mașini să întoarcă, să facă mișcările acelea. Mm-hmm.
Da, da, din cauza asta n-ați avut loc pentru ce spun eu și da, ok. Da. Dar aveți, oricum, da, aveți o idee bună, e că aveți un spațiu cu o masă și poate un grătar, așa, pentru cele 5 familii. De exemplu, la mine, în curtea noastră, două secunde, ca să-i lămuresc un pic ideea lui Ina, la mine, cu toate că nu suntem chiar frați de cruce, adică nu suntem ca și cum am fi rude, este o relație între vecini. Dar de comun acord am mobilat curtea și fiecare folosește când are o petrecere tot ce e curte. Ne anunțăm, bineînțeles, reciproc. Vezi că în weekendul ăsta eu vreau să stau în curte sau nu știu ce. Și nu e o problemă. Adică fiind că sunt trei sau că sunt cinci familii, eu cred că lucrurile se pot rezolva între oameni civilizați. Acum, problema este să nu apară un necivilizat între ei sau chiar să fie un singur civilizat și patru necivilizați. Pentru un proiect de școală este o rezolvare, să zicem, de temă ideală. Adică toată lumea e happy together. Da? Foarte frumos. Da, cam așa. Nu uitați că suntem cu Arșa Luizi, el este în anul 2, deci este la început de drum. Și nici când termin facultatea nu știi ce te așteaptă în viața reală de practician. Mihai, apropo de viața reală, voi doi, tu spui, na. Nu, eu aș avea o remarcă, cât am văzut din proiectul lui Marius și ăsta complet, mai mult legat de, cum să spun, metodologia sau practica în școală. Mi se pare că totuși proiectele sunt foarte, după ce am văzut, cum să spun, avansate atât ca implementare în sit, context, rezolvare funcțională, sunt perspective de interior, adică e prea mult, mi se pare, pentru momentul când înveți. Adică nu simt un accent fie pe problemele de context, fie pe o rezolvare de școală a planului. Mi se pare că sunt duse destul de departe la toate nivelele posibile, începând, vorbim și de structură, de integrare, context, istorie, până la amenajare interioară, se sugerează. Mi se pare că e prea mult. Adică e prea mult și din experiență, chiar cu experiență câteodată ți-e complicat să gerezi deodată totul și mi se pare că raportat la faptul că sunt niște proiecte de școală, eu nu mă refer la proiect în sine, ci la felul în care tema este dată și interpretată și dusă mai departe. Adică li se cere prea mult deodată, nu știu cum să spun. Un moment, hai să stabilim ceva. Marius, Blaga, cât a durat proiectul ăsta care ni l-ai prezentat? Cât timp ai avut de la temă până la final, la predare? Tema a fost în două etape și am avut tot semestrul, dar aveți dreptate, chiar ne-a cerut mult. Adică ne-a cerut să avem și proiect tehnic, să avem structura măcar gândită pentru tot, să avem și planul de subsol, nu vi l-am mai arătat că la mine este puțin haotic. Pe tronsonul caracteristic a trebuit să avem planșe detaliate cu structura cum trebuie, plan de cofraj, plan cu instalații, plan cu... Păi se simte lucrul ăsta că, de exemplu, în proiectul tău, din punctul meu de vedere rapid așa, esențială era contextualizarea și raportul principal cu situl și cu integrarea spațială. Pentru un proiect de școală să faci, ce spui, și plan de cofraj și... Bine, asta e o discuție alături de proiect. Într-un fel, proiectul fiind rezultatul, cum să spun, imperativelor temei. Pe de altă parte... Aș vrea să fac o mică completare. Depinde cum vezi problema, într-adevăr. La tine, Arșa Luiz, cât a durat proiectul ăsta? De când v-a dat temele până la final? Teoretic, la fel ca la Marius, adică tot așa pe întreg semestru, doar că noi în prima parte, la predare, am avut cumva diferit. Am mers cu două propuneri simultan și a trebuit să ne gândim la două propuneri simultan și după, în urma prezentării de la proiectului, să mergem doar pe una.
Și de asta, adică eu, de exemplu, am simțit că am lucrat în draci în doua parte a semestrului, întrucât alții de la alte ateliere au avut tot semestrul să lucreze doar pe o propunere și să o definitiveze ca lumea. Și noi a trebuit inițial să lucrăm pe două și după de bea să o definitivăm ca lumea pe a care o vedeți acum. Și tot așa, cu tot felul de detalii. Am înțeles. Nu pot să spun încă o dată un lucru. Primii trei ani, cel puțin din experiența mea personală, mi s-au apărut grei. Următorii trei ani de sinteză de proiectare mi s-a părut că e mult mai simplu. Și mai este ceva. Poate că accentul ăsta care se pune să faci de toate, să știi de toate, este un exercițiu bun profesional. Pentru că cred că, așa gândesc acum, de exemplu, creativitatea, dacă nu ți psihic nu cedezi, creativitatea vine după ce înmagazinezi foarte multe cunoștințe. De-abia după aia, într-adevăr, poți să devii creativ și așa. Dar asta este părerea mea. Ca să Poftim? Aș putea să obiectez puțin. Te rog. Se pare că înțeleg perfect ce vreți să spuneți, dar în cazul nostru este complet pe dos. Eu nu m-am simțit că creativitatea mi-a fost pusă în cui. Aveam atât de multe lucruri de făcut, atât de puțin timp, n-am dormit. De exemplu, în ultimele 3 zile înainte de predare am slăbit 4 kg, că nici n-am mâncat și n-am dormit. Adică ce creativitate îți mai formez, că trebuie să ai o pasiune, să te informezi. Nu, exact asta am spus. Lasă deoparte creativitatea, învață întâi, fiecare program are tainele lui, ascunzișurile lui, învață cât mai mult pe program și după aceea, când te vei elibera, hai să vezi, uite, chiar sunt curioasă, când ne vom întâlni anul viitor, doar vara, deja în anul 4, să vedem cum vezi lucrurile. Gândește-te că nu poți să ieși chirurg dacă nu știi să folosești instrumentele, dacă nu știi suficientă anatomie. Mă rog, nu sunt medic, dar îmi imaginez. La fel este și în profesia asta. Practic încearcă să vă bage, pentru unii, se simte că e băgat cu pâlnia de la Nuremberg. E un proverb, că de la gâștele care se îngrășeau pentru ca să dea foie grau, ficatul, dar le băga mâncarea cu pâlnia pe gură. E, la fel e și cu învățătura. Dar dacă nu vei claca și vei fi foarte încrezător în tine și vei înțelege că fiecare lucru pe care îl înveți este ție folositor. Eu mai țineți minte, v-am spus, de când erați la curs. Când veți fi studenți, asistați dacă se poate la fiecare corectură. Profesorul, asistentul de multe ori, pentru că e și el om, oricum are un bagaj mult mai larg de cunoștință decât voi, este foarte bine să-i vedeți procesul mental, chiar dacă de multe ori are în cap și cam face la toată lumea aceeași soluție. Adică vă bagă pe toți într-o pijama, așa, cum s-ar spune. Dar toate lucrurile astea vă sunt de folos dacă rămâneți cu mintea limpede și cu idealul vostru în cap. Părerea mea, ok, mie mi-a plăcut și îmi place și cum abordez și te știu, Arșa lui, te știu o persoană foarte echilibrată și sunt convinsă că tonusul ăsta îți va face bine și vei deveni din ce în ce mai grozavă în tot ceea ce faci. Dacă mai aveți întrebări legate de proiectul lui Arșa lui. Robert, nu-i pui nicio întrebare, că urmezi tu acum. Întrebări nu aș avea neapărat, doar că îmi place foarte mult modul de abordare pe care l-a avut și soluționările pe care le-au adus situlului, dar și atât bunei funcționări a comunității de asemenea. Ok, cu laude de legoane, trecem la tine, Robert. Prezintă-ne tu acum proiectul tău sau parcă spuneai că vrei să ne arăți chiar două. Nu, acesta este tot același. Ok, ideea, hai să vedem. Nu știu dacă... Fă share de screen, Robert, și arată-ne. Da, încearcă să dai tu share de screen, că eu nu pot să opresc partajarea, nu știu de ce. Imediat. Perfect. Se vede? Da. Noi am pornit tot de la analiza acestui sit și de astfel am ajuns la
culegerea mai multor criterii atât urbanistice, dar și istorice, astfel încât strada Vespasian se află tot în apropierea Gării de Nord, iar astfel, istoric, aici au fost aduși mai mulți oameni care să lucreze special pentru acea gară. Iar astfel ei și-au creat aici propria lor microcomunitate în care locuiau, astfel încât până și străduțele din jur au început să facă parte din modul lor de viață, astfel încât ieșeau pe străzi, iar copiii se jucau liberi. Pentru că aici nu circulau foarte multe mașini, pentru că nu erau străzi principale și astfel până și spațiul public a fost integrat cumva în viața lor. Acesta este planul de axe. Noi am încercat să ne lipim la calcane și să ne depărtăm în cazul în care acestea nu existau. Iar la etaj am reușit să ne retragem. Avem parter, etajul 1 și etajul 2, astfel încât atunci unde nu exista un P plus 2, noi ne-am retras pentru a nu crea impedimente caselor din jur. Noi ne-am orientat cât de mult am putut către est și către nord, astfel încât camerele să beneficieze cât mai mult de lumină naturală. Poți să mărești puțin imaginea să vedem mai bine? Sigur. Așa. Așa. Iar astfel cum am spus, străzile au devenit o parte din comunitatea lor, astfel încât noi am încercat să creăm filtre prin aceste garduri pe care le puteți observa. Era înălțimea de 1,50 m și permit vizibilitatea peste acestea. Noi avem, cum se poate observa în mijloc, o curte comună întregii comunități, întregului ansamblu, iar fiecare casă are câte o curte semi-privată în care își poate face activitățile separat de ceilalți vecini din comunitate. De asemenea, am încercat să rezolvăm nodurile de scară astfel încât să le poziționăm, astfel încât toate camerele din rest să beneficieze cât mai mult de întregul sit și curțile de asemenea au fost amplasate astfel încât să primească cât mai multă lumină. Ne-am încercat să creăm astfel, prin lipsa gardurilor sau a porților, diferite filtre prin decalajul gardurilor, astfel încât se face ca un traseu, ca un labirint, din spațiul public în spațiul semipublic cel al curții comune, apoi în spațiul semiprivat al curților individuale și apoi către spațiul privat în propria locuință. Noi am integrat, cum se poate observa, mici birouri care comunică atât direct cu exteriorul, cât și cu interiorul casei, astfel încât cei invitați în birou să nu trebuiască să treacă prin casă, iar filtrul se face printr-un vestibul sau printr-un hol, astfel să nu încurce circulația cu restul locatarilor. La zona de parter avem zona de zi, dar și birourile, iar apoi, la următorul nivel, la etajul 1, avem o baie cu câte două dormitoare ale copiilor, ale fiecărei familii și respectivele terase care au fost amenajate pentru aceștia. La etajul 2 avem etajul părinților, unde avem un dormitor mai generos cu dressing și baie proprie și de asemenea terase din care se poate privi către curte și către terasele copiilor. Iar fiecare casă este orientată atât către lumină naturală, atât și către porțile, curțile comune și terasele proprii, astfel încât să nu facă o legătură directă cu casele vecinilor și să le creeze o intimitate mai bună. Aici este zona de parcare subterană. Accesul se face direct din strada principală, în liftul care coboară la subsol, iar, cum o să puteți observa, aici avem o elevație în care ne-am gândit să punem textura unei cărămizi aparente la parter, atât pentru că avem zona de zi cât și birourile publice, dar și pentru a da o gravitate mai mare la parter.
liber, iar apoi albul de la etaje să dea o transparență mai puternică. În secțiuni se pot observa nodurile de scară care comunică de la ultimul etaj până în subsol, astfel încât accesul din parcare și din boxe se poate face direct prin casă, astfel încât nu mai trebuie să ieși în exterior, în curți sau în afara caselor. Aici avem planșele de detaliu unde explicăm zonele, perimetrul, dar și suprafața, astfel încât fiecare etaj scade atât în volum, dar și în suprafața ocupată, deoarece ne-am gândit ca toată această ridicare pe verticală să fie ierarhizată, atât prin modul de folosire, dar și ocupare. Noi, de asemenea, în afara tratării curților, prin filtrele pe care le-am făcut, ne-am gândit să ne jucăm și volumetric și structural, cu ieșiri în consolă. Se poate observa în secțiuni, unde există anumite ieșiri, dar și retrageri, astfel încât o să puteți observa în randări mai bine atmosfera creată de acestea. Aici este planșa cu randări, unde am încercat să cuprindem atmosfera pe care ne-am propus-o. Noi am încercat de asemenea să facem comunitatea să comunice prin garduri, astfel încât nu sunt garduri foarte înalte, masive. Se poate vedea din orice punct comun peste garduri, dar sunt și retrageri, astfel încât, cum se poate observa și în partea stângă din imaginea mare, unde sunt mai multe zone de intimitate dacă proprietarii își doresc. Aici este macheta comună de sit pe care am plasat-o în urma creierii sitului. Este realizată din o foaie mai rezistentă și este la scara 1 la 100. Este cu întregul sit cel 5 case pe care le-am creat. Iar aici este macheta 1 la 50 în care am detașat fiecare etaj prin a spune povestea noastră, prin a explica modul nostru de gândire și cum am ajuns la rezultatul pe care l-am obținut. Și cam atât. Foarte fain. Intervenții, întrebări. Ina, Mihai. Da, foarte frumos, într-adevăr. Iată o rezolvare care ți-a răspuns la întrebarea pusă. Exact, aici am găsit răspunsul că există. E ingenios că n-ați folosit din teren pentru parcare, ați băgat parcările în subteran și în felul ăsta ați putut să... Curtea a permis și spații private și o parte comună. Și iarăși e bine că v-ați gândit și la gardurile, partea comună să fie semi-privată, garduri transparente, rasteruri și așa. Da, mi-a plăcut foarte mult și ideea cu să aveți birouri care cu intrare direct de afară, care se pot și subînchiria sau să ai o firmă. Ideea asta era și la Arșa Luizi, chiar... Da, mi-a plăcut mult și proiectul lui Arșa Luizi. Dacă ar fi să compar un element care poate voi nu l-aveți în aceeași măsură, este că Arșa lui s-a gândit să aibă un exterior către stradă ca o cetate, cum a spus, și o mai multă căldură în interior, lemn, care în Suedia se folosește mult ideea asta, să pui lemn ca să personalizezi, să dai căldură, de exemplu. Da, ambele proiecte, sigur. Foarte frumos. Mihai, tu ai ceva de comentat? Păi am de comentat, proiectul mi se pare foarte bun și surprinzător de bun am înțeles că este de anul 3. Nu, de anul 2. De anul 2, cu atât mai mult. Mi se pare proiectul lui Robert și al lui Arșa lui sunt proiecte de anul 2 pe același teren. Da, mi se pare un proiect foarte bun.
Și, cum să spun, proporțional cu anul 2, foarte bun. Adică tratează complex și din toate punctele de vedere obiectul arhitectural, adică integrare, context, detaliu de interior, spațialitatea propriu-zisă a ansamblului și raportul lui cu contextul. Poate acum, ca să revin la ce am spus, că și ce spuneai tu, că se bagă ca la gâște, pe undeva poate e bine, pentru că în viața de toate zilele de practică, cam așa e, adică ți se bagă pe gât 1000 de dorințe și constrângeri, începând cu probleme administrative de densitate, regim de înălțime, tot felul de constrângeri exterioare, într-un fel, dorința clientului, dorința promotorului, posibilitățile constructorului și pe undeva poate e bine să, da, e adevărat, să le știi pe toate și să le încerci să le echilibrezi, să le, cum să spun, să faci concesii și să găsești echilibru între toate constrângerile. Și proiectul mi se pare foarte bun și e interesant că primează ideea asta de context și de comunitate, mi se pare, și e foarte, foarte pozitiv. Absolut, și arată o maturitate de gândire pentru anul 2, chiar pot să zic că e un proiect foarte matur. La da. Ce profesor ești tu, Sebi? Robert? La Emil Ivănescu. Aha. Și tu, Arșa? La domnul Iulian Gudină. Felicitări și vouă și profesorilor. Să trecem la bobocul nostru, Sebi, care este singurul reprezentant de anul întâi. Mădălina și Eliza fiind absente, având Mădălina este într-o excursie unde nu prea are internet, iar Eliza este în mare predare și ea. Vă rog, domnul Sebi, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Bună ziua, în primul rând. Deci, vreau să încep prin a vă explica... Stai puțin. Da, voi. Mihai, dragul meu, vreau să-ți spun că acest tânăr domn, când a venit la mine la cursuri, nu prea știa istoria arhitecturii, începuse niște exerciții de muzică baroc. Eu am crezut numai își cumpăra LP-uri de muzică baroc. Mai ții minte, Sebi? Și am crezut că vrea să farmece fetele care vin în vizită. Și după cam 2-3 luni de făcut istoria arhitecturii, că fac cu ei și istoria arhitecturii și geometrie descriptivă, multe lucruri, l-a descoperit pe Frank Gehry. Așa că aș vrea, când vei avea tu momentul tău, să spui ceva de Frank Gehry. Eu l-am avertizat sau nu te-am avertizat, Sebi? Frank Gehry, Zaha Hadid și Calatrava, dacă am reținut bine. Nu, Calatrava, Kup Himmelbau. Așa, îi pun niște probleme existențiale, așa devine stoic, cum a spus Zorin. Un domn arhitect stoic, privește cu stoicism lucrurile. Hai, Sebi, arată-ne proiectul tău. Bun, deci... În primul rând, ne-am avut să ne alegem caracterul obiectului nostru. Așa a început tot proiectul. Acestea au fost, le puteți citi și dumneavoastră, acestea au fost opțiunile. Inițial am crezut... Anul întâi, să spunem, anul întâi, da? Anul întâi, da. Inițial am crezut că o să avem de ales. N-am avut de ales, s-a tras la sorți, mie mi-a picat casa cu grădină. După ce mi-a picat casa, a trebuit să ne alegem un sit. Situl pe care l-am ales eu a fost acesta. Aici am avut de ales. Și aceasta a fost poza de referință pe care am ales-o eu ca și sit. După această poză, noi a trebuit să facem un plan de situație cât mai reprezentativ. Ideea acestei poze e ca de pe unul din geamurile casei noastre să se vadă fix această priveliște. Așa a început proiectul. După aceasta, am avut de făcut profilul clientului nostru. În cazul meu,
m-am gândit că, ok, am de făcut o casă cu grădină, undeva într-o pădure, deci deja există copaci, și trebuie să-mi aleg un client. L-am făcut să fie ceva soldat sau militar retras, care probabil din cauza șocului sau ceva a vrut să se retragă din civilizație, a vrut să se ducă în mijlocul pădurii, în mijlocul muntelui, și acum și-a găsit ceva hobby-uri, nu știu, să zic, fierărit sau orice. Și acum începe proiectul propriu-zis. Acesta este planul de situație cu care am și început proiectul. Se poate observa aici cu roșu unde am poziționat, de fapt, casa. Dacă dau la următoarea poză, putem să observăm un plan. M-am gândit să fie două anexe închise spre exterior, având ca limită de teren prăpastie și stânga și dreapta. Practic, grădina este închisă între cele două anexe și stâncă, complet închisă și complet izolată față de tot. Singura intrare în grădina este pe această scară și singura intrare în case este prin grădină. Casele sunt complet închise spre exterior, nu există niciun geam, nu există nicio ușă, nu există absolut nimic. Singurele goluri, să zic, în pereți sunt spre grădină sau spre priveliște, nicăieri altundeva. În interiorul grădinii am gândit-o sub un form practic mai mult, pom fructiferi, legume, să aibă cam ce poate avea și el nevoie să trăiască aici, în mijlocul lunii căieri. Trecând mai departe, avem secțiunile, aceasta este o secțiune perspectivă, este longitudinală, aici avem o secțiune perspectivă, nu, asta e secțiune normală, mă scuzați, și a treia secțiune. După aceste secțiuni avem elevațiile, asta este elevația frontală. Întrebare, frumos, dăm voie. Sigur. Nu este tot manual făcut proiectul, nu? Da, e desenat de mână. Că în anul întâi cu asta vă confruntați. Păi da, e totul desenat. Da. Și ultima elevație. Și aici avem ultima planșă. Am avut de făcut o axonometrie cavalieră și o perspectivă interioară doar în contur de linie din care se vadă priveliștea despre care am menționat anterior. Adică să scoatem în evidență acel geam despre care v-am zis că trebuie să dea spre acea priveliște. Foarte interesant. Și cam asta a fost. Comentarii. Ina, da, Mihai. Deci, asta era casa cu grădină tema, da? Da, casa cu grădină. Dar mai mult e foarte, foarte interesant și foarte frumos desenat. Dar tu ai focusat mai mult pe fereastra asta și priveliștea decât grădina propriu-zisă. Am încercat să le țin cumva într-un echilibru. Am încercat să le fac să se pună una pe cealaltă în evidență. Da, foarte, foarte frumos și interesant că ai o idee foarte clară. Care este foarte interesant. În anul întâi tema le cere să se gândească la profilul posibilului client și să facă casa, adică să aleagă sit, structura, planurile, intimitatea clădirii, funcție de acest posibil client, de tipul de client. Foarte interesant, mi se pare, exercițiul de anul întâi. Și am văzut că asta se practică la universitatea noastră și la arhitectură de interior. Îmi aduc aminte de Fimiu, tot în anul întâi, după ce au studiat bine, bine de tot, parcă Farnsworth House, au avut de făcut pe un spațiu dat construit, pentru că erau la arhitectură de interior, să se gândească pentru ce client amenajează ei o locuință și să descrie clientul. Este foarte interesant și este, după părerea mea, benefic, pentru că în viața reală, întotdeauna, profesia noastră este o profesie care răspunde la comanda socială, care poate veni din partea unui individ, un client, sau, dacă e vorba de clădiri publice, de ce se întâmplă în societatea respectivă, cum dorește administrația să fie acest edificiu, nu? Îmi place și îmi place meticulozitatea cu care ai redat tehnic, grafic, proiectul și ideea. Și este foarte frumos și mi-aduce aminte de planșele cu care ai venit tu la mine la pregătire. Mai ții minte, Sebi? Da. Ultima planșa ta de portofoliu era exact ca și la Arșa Luiză. V-am lăsat să vă
puneți amprenta personală în portofoliu. Pentru că aveai acele planșe, o planșe cu niște... El ce făcea înainte? Cu ce și exersase el desenul? De vreo 2 ani, clasa 10-a și a 11-a, Sebi își câștiga banii proprii din făcut la jocuri video imaginile de fundal, case și... Aha. Foarte interesant. Da, încă fac asta. Aici, aici este o săltare în grafică teribilă, adică îmi place. Mihai, ai ceva să spui despre un proiect de anul întâi, despre cum a rezolvat el lucrurile? E un proiect foarte frumos și pentru mine e impresionant că e desenat de mână. Mulțumesc, Franz. Eu am o problemă, bine, personală, subiectivă, ca toate întrebările, vis-a-vis de calculator sau ordinator pe franțuzește, relația asta pe care o ai cu spațiu, cu imaginea, cu ceea ce creezi, lucrezi, totdeauna mi se pare că desenând de mână poți să ai, totdeauna vezi ansamblu. Pe când pe ecran ești detaliu și sau segmentezi totdeauna ansamblu, fie că e vorba chiar și de o cameră sau de o clădire mai importantă, pierzi ceva din viziunea de ansamblu. Bun, e o discuție. Pe de altă parte, mi se pare foarte interesant, nu știam, felul de abordare pentru ca temă, ideea asta ce ai spus și tu, Mihaela, că îți creezi clientul, adică intri în povestea, creezi un personaj. Da. Și automat creezi o poveste, ce vrea, de ce și cum respectivul personaj. Mi se pare o abordare foarte, foarte interesantă și aici creativitatea este, zic eu, 99%. Absolut. Te joci și cu omul, te joci și cu spațiu. Adică este... Și bine, mi se pare abordarea foarte... Chiar ideea asta de să plasezi un militar, dar cred că poți să-l stresezi foarte tare, că e singur aici pe o râpă, așa, și dacă el deja are probleme, cred că aici s-ar putea să-și accentueze. Dacă nu e un, cum să spun, un băiat foarte chipzuit și înțelept, s-ar putea să o ia razna. E foarte frumos. De asta ai făcut un atelier aici, a doua anexă, da, în ideea ca să aibă ceva de făcut, să nu nebunească. Asta a fost și ideea din spate. Da. Nu, e foarte bine. Ce face în atelierul ăla? Boxează? Se antrenează? Păi nu, că am pus pe aici o nicovală, niște găși, m-am gândit că poate devine firar, nu știu, de un moment ce... Ok, dacă simte nevoia să-l lovească ceva, atunci să bată firul. Da. Dar e foarte frumos și practic și grafica este în concordanță cu personajul și locul ales, după părerea mea, și ideea, așa cum ai condus proiectul. Eu sunt foarte mândră de voi toți, dragii mei, pentru că îmi place să văd cum evoluați și de-abia aștept să vă văd să fiți activi. Eu aș avea întrebare, apropo de ce spunea Mihaela la început, relația, de unde până unde frangheri, că în proiectul ăsta frangheri, după mine, este la mii de ani lumină de proiect. Păi da, n-ai nicio treabă. Păi da, dar ție îți place frangherii? Da. Da. Totodată sunt cumva și un mare fan personal al arhitecturii, să zic, gotice sau baroc. Adică în continuare am rămas pe chestia asta. Doar că, din păcate, în facultate ni se cam promovează ideea că ar fi o arhitectură care numai de actualitate. Și trebuie cumva să las deoparte chestiile astea, să încerc să mă focusez pe ceva mai modern sau mai de actualitate. Bine, dacă e baroc, frangheria în regulă. Dar da. El e un foarte bun arhitect, excepțional, este un tip foarte cultivat, dar mie, bun, asta e iarăși părerea mea, bineînțeles, și părerea mea după câțiva zeci de ani de treabă în domeniul ăsta. Acum, să nu fiu vulgar, dar e un fel de curvă.
În sensul că știind foarte multe lucruri, fiind de lux, așa, am înțeles că, cum să spun, poate să speculeze și să vândă niște imagini extreme, depășindu-și rolul de arhitect, care pentru mine e rolul unui, cum să spun, dresor sau echilibrist. Trebuie să totdeauna să găsească, cum se spune, justa măsură. Da. Și ceea ce el nu o mai face și nu o face, nu pentru că nu n-ar ști să o facă, ci pentru că, ca orice curvă, dacă se plătește foarte bine și spectacolul e imens, de ce să nu participăm? Că ne place, cum să spun așa. În sensul ăsta, e bine, e o critică nu arhitecturală, ci mai mult etică și morală, într-un fel. Da. Da, și la fel și Zaha Hadid, care înțeleg că și ea e una din favoritele sale. Are multă arhitectură spectaculară. Dacă te uiți, de exemplu, la detalii, sunt mai puțin studiate sau... Bine, la e Zaha... mult spectacolul. Criminalul la Zaha Hadid, nu știu, ea e o plasticiană extraordinară, desenează, pictează foarte și a desenat și a pictat foarte. Da, frumos. Și mobilieră și... Dar criminalul acolo este Schumacher. Da, care a preluat... Teoreticianul, nu, dar și era teoreticianul. Adică ei nu fac arhitectură, ei computează. Da. Asta e, în fine, altă discuție. Ok. Marius, cum ți se pare, Blaga, cum ți se pare, dragul meu, proiectul de anul întâi al lui Sebi? Mi se pare un proiect bun. Știu tema, cred că ai fost la Șerbescu, pare stilul lui de a aborda tema. Nu, la Alex Călin. Ah, ok. Fix în stilul ăsta, cu aceeași idee, cu poza prin fereastră și toate astea, știu că Șerbescu o făcea. Da, îmi place, este interesant că ai rupt așa casa să fie natura parte din casă. Tu la cine ești profesor, Blaga, anul ăsta? La Lorin Niculae. Aha. Ok, iar tu, Alex Nicoară, la cine ești la Sibiu? Noi facem cu Cosmin Pavel și asistentul lui Ionuț Paraschiv, dar toată lumea face cu el. Aha. Grup mai mic. Da. Cosmin Pavel e cel care a făcut o casă pe un câmp pe lângă București, un fel de prefabricat. Da. A făcut bani. Da, și Robert, tu la cine ești? La Emil Ivănescu. Aha. Păi la Emil Ivănescu este și Sebi? Nu, eu sunt la Alex Călin. Doar la anul întâi Alex Călin. Am înțeles. Ok. Mai vreți să-l întrebați, așa, Luis, vrei să-l întrebi ceva pe Sebi? Dar așa, că observația mi se pare foarte diferit față de ce făceam eu anul trecut, că, mă rog, profesorii mei erau și mai așa pe funcțional, dar apreciez foarte mult modul de abordare a proiectului pe care l-a făcut și cum a desenat. E foarte fain. Și uite să desenezi de mână. De mână, mi-aduc aminte de proiectul lui Robert de mână din anul întâi, mai ții minte, Robert cu cupola? Parcă da, era. Da. Plecasești la proiectul ăla inspirat de... Era o clădire, scap acum, de undeva din Africa, parcă, nu? Da. Uite, vezi că n-am uitat. Aici mă regăsesc având și acel... Aș profesor, am avut chiar și același tip de casă, tot casă cu grădină și mă regăsesc în modul lui de abordare și cum a încercat el să trateze atât situl cât și tema.
Excepțional. Vă felicit încă o dată pe toți. Sunt foarte fericită că v-am cunoscut. Sper că și voi îmi păstrați o amintire plăcută. Dintre cei noi, Suzy, nu știu dacă Cătălina, cei care sunt boboci la curs, aveți întrebări bobocilor vis-a-vis de proiectele care le-ați văzut? Eu vreau să întreb, bine, acum îmi dau seama că asta probabil ar depinde în funcție de an, proiect, profesor, așa e tăcut, dacă trebuie să se gândească și la partea financiară, la costul materialelor sau chestii de genul ăsta, la proiecte de genul? Da, trebuie să ne gândim și la costul de construcție și atunci când săpăm un pământ și vrem să ne ducem în subsol sau să ridicăm nivelul pământului în anumite zone, trebuie să ne gândim la tot, și costul materialelor și mai ales în zona respectivă. Adică depinde și de zona unde ar fi, dacă e o zonă unde se construiește pe o parte mai modernă, să zice, cu materiale mai costisitoare sau ceva mai tradițional. Înțeleg, mersi. Foarte frumos. Acum am să le dau cuvântul, dacă nu mai sunt întrebări de la boboci. Suzy, întreb ceva? Nu, mulțumesc, a fost o prezentare foarte frumoasă. Acum, încă o dată, aș vrea să înțelegeți că mie mi se pare cea mai frumoasă profesie și cea mai frumoasă facultate. Este adevărat că eu n-am avut șansa să plec cu bursă, cu Erasmus, nu exista pe vremea noastră așa ceva, dar numai când trec prin portic și mă duc acolo la modul și răsfoiesc cărțile acelea, simt că am fost atât de nedreptățiți în tinerețea noastră, neavând acces la tot ce aveți voi acces în momentul de față. Eu, dacă aș fi în pielea voastră, m-aș gândi să mai fac nu știu câte mastere și nu știu câte doctorate, să pot să-mi prelungesc cât mai mult această perioadă care este absolut extraordinară și care vă poate forma într-un mod spectaculos. Cu acestea fiind spuse, Ina, dacă vrei să ne mai arăți ultimile noutăți, mă rog, să spui puțin câteva lucruri, că Mihai nu știe exact. Nu am vreme acum, ți-am spus că aștept musafiri în orice moment. Am înțeles, dar atunci poți să spui tu, ca să nu stâlcesc eu prezentarea, că tu ești șef de proiect. Spune mai departe tu. Da, deci în centrul Stockholmului se restructurează, acum e un proiect mare, Slussen se numește, Slussen înseamnă ecluză în suedeză, deci e întâlnirea între Marea Baltică și lacul Mälaren și toată zona asta se restructurează și eu sunt șef de proiect la o treime, cum ar veni din proiectul ăsta enorm, care este o stație mare de autobuz în stâncă, legată de trenurile locale și de vapoarele care pleacă de pe chei. V-am mai arătat o parte din elevii tăi, au văzut deci imagini. Deci cine este interesat, îi trimitem pe YouTube, există prezentarea care ai făcut-o tu. Exact, cu toată povestea, un link, și toată un povestea link realizării acestei restructurări urbane în centrul Stockholmului, pentru că le-ai vorbit și despre cum se petrec în Suedia concursurile, cele două tipuri de concursuri. Concursul acesta după care se face proiectul a fost câștigat de Norman Foster și lucrez direct cu Foster and Partners, da, cu care ai plăcerea să te vezi regulat măcar o dată pe lună, nu? Ei au făcut un program de design care se numește Architectural Guidelines și apoi noi am dezvoltat, deci noi suntem local partners, partenerul local, și am dezvoltat ideile lor în proiect de execuție și acum e în plin lucru. Am uitat, ăsta a fost un concurs numai pentru mari arhitecți.
Așa a zis concurs invitat, da, au fost așa, invitat. Concurs invitat. Cine au fost ceilalți care au participat de a câștiga nobilul? Jean Nouvel și Big, iar Kengel. Și a câștigat Foster and Partners. Foarte frumos. Ok, acestea fiind spuse, de-abia aștept să fie gata, că atunci mă urc în avion și vin la tine cu curaj. De. În sfârșit, astăzi am montat un pat în camera de musafiri. Ce frumos! Ai unde să dormi dacă... Așa. Și acum îi dăm cuvântul lui Mihai și am să fac repede eu întâi un share de screen. Ai să te descurci cu share-ul de screen, Mihai, cu cartea ta. Nu știu dacă o să vorbesc. Eu pot să cam PDF-ul de la tine. Deci, Mihai este un tip extraordinar pe care îl știu de foarte mult timp și care este unul din fondatorii revistei Arhitect, pe care bănuiesc că toți cei care sunteți deja studenți o cunoașteți și o prețuiți. Fundația Arhitect este membru al Uniunii și al Ordinului în România, la fel și în Franța, face parte din numeroase jurii și cartea este foarte frumoasă. Din păcate, pentru o persoană de tatea mea și cu ochelari și așa, este scris mic, o să vedeți voi când ajungeți, mai ales că voi veți sta foarte mult la laptop și o să lucrați mai ales cu ochii în ecrane de astea. Deci, dar totuși, de la o vârstă încolo, ai nevoie de... Îmi plac cărțile, îmi place să le ating, să le răsfoiesc, dar... foarte frumos, asta am să vă citesc în final. Aici aveți o fotografie cu cine este și ce a făcut, ce am spus eu atât de succint și doresc să facă în continuare. Iar la fel, pe spatele copertei, foarte interesant, ambele citate. Al doilea mi este mai la îndemână, pentru că nu sunt obișnuită să vorbesc în engleză. Pot să citesc dacă vorbitul mi-e mai greu, Ina știe lucrul ăsta. Da. Este propriu artei adevărate să nu se impună în niciun fel, ci să se confunde contextului, să dispară aproape în natură. Un templu grec, în fond, spune că măslinul de alături este mult mai frumos ca el, iar măslinul spune că templul este cel mai frumos. Este unul și același lucru. Unul se topește în altul. Cam asta este arta și arhitectura, că să ne referim la ea, adevărată. Deci lucrurile să funcționeze. Mihai, îți dau cuvântul și curaj. Sper că ai ce să ne spui. Eu, dacă vrei, pot să prezint în share de screen cartea ta. Vrei să o încarc eu aici? Da, e mai comod pentru mine, sigur. Ok, numai că îți dai seama, dacă nu ne-am făcut speech-ul dinainte, mi-e mai greu să mă descurc mama tehnologiei ce sunt. Unde este, unde e cartea ta, Doamne? Dacă îmi spuneai dinainte, o căutam. Uite, dau de Schroeder House. Nu, Frank Lloyd, nu știu, nu e asta. A, Pienescu, uite-o. Ne-am lămurit. A, nu, un moment. Mă duc acum pe ecranul meu, unde-i Pienescu. Acum când mă uit așa, iar nu o văd. O încarc aici? Vrei să o încarc aici? Să ți-o descarci tu sau cum? Contract de arendă, Doamne, ce tâmpenit. Se vede altfel când mă uit în ecran. Bine. Gata, uite, sunt pe ea. Un moment. Să ne ducem la început. Așa. Uite, rămânem aici pe cuprins. Spune-mi tu unde să mă duc. Nu știu, pe o, undeva unde e și o poză, ca să fie animat. Ok, uite, o filez așa repede.
Oh. Poză. Tu vorbește-ne, că eu rulez așa. Bine, o să vorbesc. Deci e o carte care, de fapt, e o sumă de, o, să zicem, nu o antologie, dar o selecție de texte scrise de-a lungul timpului în ultimii 20-30 de ani. Și este făcută nu așa cum se fac de obicei cărțile de arhitectură, care sperie, zic eu, pe multă lume, sunt niște albume cu imagini minunate, de obicei este o carte care nu se vrea să se adreseze numai arhitecților, ci tuturor, să zicem așa, utilizatorilor de arhitectură și de spațiu, de teritoriu, încercând să se apropie de domeniul ăsta, explicând, comentând, criticând ce se întâmplă cu casele în țesut urban, în teritoriu, în peisaj, și încercând să sugereze că obiectul de arhitectură este determinat de direct și subliminal de extrem de multe persoane și personaje. O să citesc ce am scris eu în cuvânt înainte. Spun eu că, parafrazându-l pe Confucius, voi spune că aceste texte nu vor putea să-i ajute pe cei care nu-și pun întrebări. Întrebări despre relația arhitecturii cu istoria, cu orașul și cu teritoriul, cu puterea și cu libertatea, cu constructorii, cu materialele, cu măgarii și cu oamenii, cu ochiul dracului, cu sexul, cu plăcerea, cu legile sacre și profane, cu norii, cu vânturile și cu valurile, cu gândul, cu mic și mare. Totdeauna am încercat să fiu un pic, și așa sunt eu probabil, ironic și să am o anume doză de umor în abordare. Ce aș mai putea să spun? Nu este vorba de foarte multă teorie, sunt multe referințe, am încercat totdeauna să fac trimiteri spre texte, spre imagini, spre dar imaginile totdeauna sunt pe post de note, să spunem, nu sunt esențiale în carte, sunt numai pentru a sugera, a indica o anume direcție, o anume legătură cu ideile pe care încerc să le dezvolt. Cartea are vreo 5 capitole, cred, nu mai știu exact. Unul se cheamă În general, în care, să zicem, sunt o abordare mai serioasă, să zicem, mai profundă, ca să nu fiu prea modest, a fenomenului arhitectural. Alt capitol se numește Case, persoane, personaje, în care sunt, să spunem, puse în evidență fie personalități arhitecturale, fie personalități politice, fie persoane reale sau inventate, să spunem așa, care intervin în procesul proiectării și utilizării arhitecturii. Alt capitol se cheamă Praguri, care e un pic mai liric într-un fel, niște întrebări relativ existențiale în raportul arhitecturii cu lumea. Pe urmă mai e un capitol care se cheamă Numai cuvintele, în care e o sumă de citate în general din fie scriitori pur și simplu, poeți, fie din gânditori, artiști, cu referință totdeauna, bineînțeles, la clădire, la teritoriu, la peisaj. Și mai e un ultim, o adendă în care, e un interviu de-al meu mai vechi și un text tot așa foarte vechi de pe vremea când eram aproape
student, nu, câțiva ani după ce eram student, eram deja arhitect, și un index care e un index un pic umoristic, să spunem așa, care n-are, nu indică pagina, nu indică anul, un index de nume, care vrea să sugereze, rolul lui e să sugereze că sunt sute și mii de persoane și personalități, aparent câteodată surprinzător prin relația pe care ar putea să aibă cu arhitectura, dar care, cum am spus, chiar într-un mod subliminal, poate să ne influențeze felul de a gândi, de a reacționa, de a interconecta cu domeniul arhitecturii. Frumos. Foarte frumos. Ceea ce mă fascinează la cartea ta este faptul că multe din fotografii, am înțeles că sunt făcute de tine, nu? Nu, este destul de puține sunt de mine. Unele sunt fie, cum să spun, cum se spune, cu amabilitate cedate de deținători, și altele sunt pescuite din cărți, reviste, de pe internet, cum se spune, cu indicarea surselor totdeauna. Nu, majoritatea nu mi-aparțin. Oricum, te felicit pentru tot ce ai făcut tu din punct de vedere al cărții și al textului scris legat de profesia asta și de... Eu spun că va fi foarte interesantă poate o întâlnire viitoare după ce cei care doresc vor citi cartea ta, se vor uita prin ea și vor citi. Ce vreau să spun, că acum că suntem așa, cum să zic, între noi, arhitecți și viitori arhitecți, dorința mea nemărturisită e ca să aibă un rol, un relativ impact către cei tineri, pentru pe ideea simplă că ei sunt totdeauna, cei tineri sunt mai receptivi, mai deschiși față de, să zicem, maturii care deja au multe idei bine înțepenite, ca să zic așa, și sunt mai puțin influențabili. Că până la urmă, ca orice om care face ceva, dorința e să lase o urmă, așa, să poată, cum să spun, deschide un dialog chiar contradictoriu cu ceilalți. Foarte fain. Apropo de ce am discutat și la lansare, când am pus această întrebare la care mi-au plăcut și răspunsurile tale și ce a spus Lorin și toată lumea, într-adevăr, așa ceva este bine ca un om tânăr să parcurgă, să citească. În plus, poate fi un model, adică, iată, poți să fii arhitect și scriind cărți și analizând lucrările altora. Nu mai spun că fotografia de arhitectură, noroc, nu știu dacă știți, în anii mari veți face curs de fotografie de arhitectură cu Vlad Efteni. Foarte fain cursul. Din păcate, noi n-am avut așa ceva. Noi n-aveam nici aparate de fotografiat. Adică mi-aduc aminte că ne simțeam extraordinar dacă aveam un Zenit. Asta am avut eu ca bărbat în... Aveam un Zenit. Mamă, acum... Ia uite, Frank Gehry, Dancing House. Ia zi, măi, care-i părerea ta despre Frank Gehry, măi, Mihai? I-am mai zis. Nu, de Dancing House asta, de exemplu. Dancing House asta, eu cum să zic, din punctul meu de vedere, bineînțeles... Să știți că este silueta lui Fred Astaire și Ginger Rogers care l-au inspirat. Da, el spune că... Asta, Dancing House din Praga, mie mi se pare bine față de ce a mai făcut în continuare, mai ales apoteoza de la Paris cu Fundația Vuitton.
Asta de la Praga e bine și el o explică că s-a plimbat foarte mult prin Praga și a încercat să facă o clădire care să se integreze în, cum să spun, universul spațial al orașului. Și fiind multă arhitectură barocă, multă arhitectură Art Nouveau și arhitectură de anii 30, eu zic că exercițiul i-a reușit aici. Chiar dacă e un pic, cum să spun, bătător la ochi așa. Dar ce a făcut după aceea, repet, cu apoteoza franțuzească, mi se pare că e, în fine, spunea un arhitect cu care a lucrat aici, profesor la Belleville, mi se pare, că, dar spunea frumos că și el și Zaha Hadid au buzunarele pline de proiecte de-astea asemănătoare, ceea ce se poate întâmpla pentru orice arhitect, dar pe care știu să le vândă foarte bine. Asta e impresia mea, adică au devenit niște negustori de imagine, care nu țin cont nici de context, nu țin cont nici de client, nu țin cont, adică țin cont de client în măsura în care clientul plătește, dar, de exemplu, Zaha Hadid a făcut niște, mi se pare un mausoleu, sau nu știu ce Dumnezeu, prin Azerbaijan sau așa ceva. Nu sunt pentru politically correct, dar câteodată un arhitect poate să refuze, sau nu neapărat să refuze, dar să se dea deoparte așa, în fața unui client, să spunem așa, dubios. Ceea ce niciunul, mai ales Zaha Hadid, n-a făcut niciodată. Bine, Zaha Hadid e o întreprindere, e o instituție, nu? Ea este, era, cum să spun, drapelul. Grozav. Dacă aveți întrebări să-i puneți lui Mihai. Arșa, Luiza, ai vreo întrebare? Nu cred, dar chiar m-a făcut interesată de cartea dumnealui, adică n-am în vedere că mereu trec acolo pe la modul. Să vă întrebați cum e să fii arhitect la Paris, pentru că și el și soția lui au un birou de proiectare și nu numai el. Mai e Traian cu Viorica Stafie, sunt mulți colegi de mei care... Ina, ce să mai discutăm, că doar o cunosc. Cum e, măi, Mihai, să fii arhitect la Paris? Am tot spus asta și o să mă repet, o să spun cam același lucru. Câteodată e foarte bine, câteodată e așa și așa și câteodată e rău. Depinde dacă ai proiecte, depinde cum se uită ei la tine, pentru că nu mai ești pe teritoriul tău, cum să spun, cu spatele asigurat de prietenii, amintiri, locuri arhicunoscute, e un pic mai complicat și când te... Am să te mai întreb ceva. Așa cum am întrebat-o în alte întâlniri pe Ina și a povestit, eu te întreb, simți că faptul că ai făcut școala, chiar dacă ca și mine ai făcut-o înainte de 90, în alt regim, școala de arhitectură de aici, din București, din România, te-a ajutat în formarea ta ca persoană? Da, da. Asta am remarcat de la început și chiar punând deoparte, cum să spun, nostalgiile și amintirile totdeauna plăcute de tinerețe, ca să zic așa. Exemplu, bine, asta s-a întâmplat prin 92-91, acum mulți ani, când am lucrat la început în niște agenții, zicea, ba, facem planul. Și spuneam, bine, putem să facem și fațadele și perspectivele. Fațadele mai era cum era, dar perspectiva o face perspectivistul. Și când a fost nevoie, era un concurs pentru amenajarea unui muzeu al poștei, în fine, am zis că putem, știm să facem și design, amenajare interioară, design interior. Erau neîncrezători
Adică aici lucrurile sunt mult mai compartimentate. Și era o doză de neîncredere, dar abștind să le facem și făcându-le, până la urmă, cum să spun, am fost apreciați și pe de altă parte aveam mândria de a dovedi că știm să facem multe lucruri. Pe de altă parte, bine, e acum 30 de ani, să spunem, am avut surpriza să fiu întrebat dacă noi foloseam Rotring în România și pe ce desenam. Adică de către niște arhitecți, nu erau oameni de pe stradă. Adică eram undeva în categoria afro-indiană, așa, în care eu am spus, de fapt Cristina, soția mea, a spus, zice, nu, noi ascuțim, cum să spun, crești de copac, așa, cu vârful ascuțit și le muiem în cerneală. Și desenăm pe hârtie de ziar neimprimată. Adică e o luptă. Cred că, sigur, lucrurile s-au schimbat imens de acum 30 de ani, dar e totdeauna, te privești de obicei cam de sus la început. Dacă știi să faci față și să faci față psihic și personal și profesional, până la urmă lucrurile se rezolvă pozitiv. Mai am o întrebare, atât pentru tine, cât și pentru cei care sunt deja studenți. Dacă ar fi din nou să vă alegeți facultatea, ați alege tot arhitectură? Asta e sigur. Nu, e sigur pentru că, cum se spune, e o meserie vocațională. Dacă nu, bun, exagerând, nu mor cu creionul în mână și cu degetele sau cu degetele pe clavier ca arhitect, n-ai de ce face meseria asta. E complicată, e complexă, dificilă, trebuie să fii și tehnician, și vizionar, și artist, și avocat, și psiholog, și negociant, dar dacă nu o faci dintr-o pasiune teribilă, mai bine nu o faci. Sau bine, poți să o faci, dar poți să fii după aia om de afaceri cu cunoștințe în domeniu sau nu știu. Dar ca arhitect, pur și simplu, trebuie să fii pasionat. De la, să zicem, nașterea din școală până la moartea fizică în viața de zi cu zi. Da. Uite, aici suntem trei săviști. Eu cu Mihai am făcut liceul Sfântul Sava și Cătălina, proaspăt boboacă, care trece acum în clasa 11-a, nu Cătălina? E tot la Sava. Da, dar ea trece pe lângă un nou imobil făcut pe partea dreaptă a fundăturii de acces. Care... Deci s-a schimbat... perspectiva către Sfântul Sava. Nu știu la ce te referi. E o clădire nouă, de câțiva ani, nu știu. Clădirea aceea înaltă de birouri? Nu, Arsene, cu birourile, chiar pe... Pentru că pe locul acelei clădiri de birouri a fost diploma mea. Deci acolo am avut restructurarea urbană și am avut o diplomă foarte mișto. Nu că am luat 10 la ea, dar... Era foarte, foarte mișto. Deci locuințe cu parter și mezanin, spații de expoziții, nu știu ce, în spate terenul îmi permitea să fac o curte urbană. Foarte interesant. Ok, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult. Repet invitația pentru cei care sunteți în București. Vă aștept să veniți mai după ora 6, așa, la mine, să stăm pe terasă, să mâncăm tort, să mai vorbim. Iar marți la nu ne mai auzim? Da, eu te aud. M-auziți și voi acum în continuare? M-auziți? Da. Acum da. M-a sunat cineva pe tabletă. Pe tabletă sunt cu sunetul, că la laptop nu știu ce are difuzorul. Face figuri. Deci, marți la ce oră Arșa Luiz este la Uniunea
arhitecților cu Art Nouveau la 18, nu? Da, la 6. Bun, deci ne întâlnim acolo și vine și Robert. Sebi, vii și tu. Nu cred că am sesiune. Poftim? Eu nu cred că vin, că am sesiune. Că ai ce? Sesiune. Ah, sesiune. Păcat, va fi o chestie fabuloasă. Chiar nu poți să-ți rup două ore. Păi nu, că am și miercuri și vreau să mai învăț de pumas pe miercuri. Îngrași porcul, un ajut. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Întrebarea mea, ca de obicei, este pot să pun chestia asta, întâlnirea pe YouTube? E cineva împotrivă? Să rămână veșnic. Când noi nu vom mai fi, rămâne acolo dacă mai trăiește și YouTube-ul. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru acceptul de a participa. Data viitoare sper să fim mai organizați. Mai facem noi doi exerciții pe Skype ca să n-ai probleme. Mulțumesc pentru invitație, dar acum să pun și o întrebare capitalistă, așa. Păi pui pe YouTube, dar care sunt drepturile? Drepturile? Ce drepturi? În ce sens? Imagine. Nu înțeleg la ce te referi. Păi cum? De orice imagine se plătește. Păi poți să... Tu vrei să primești pentru imaginea ta pe asta o ceva? Păi da, așa se... Păi trebuie să negociem după aia. Ok, bine, negociem după aceea. Bine, drăguților. Poftim? Intră în fair use. N-am înțeles. Intră în fair use în tot videoclipul ăsta. N-am înțeles ce spui. Adică dreptul de a folosi lucrurile astea care ar intra în copyright fiind într-un context mai larg, cum este asta de prezentare, poți să folosești anumite imagini pentru că au un scop. Și acum e frică că nu știu ce, nu câștigați 1000 de... Bine, dacă nu vreți, nu pun niciun fel de... Eu glumeam, bineînțeles. Da. Bun. Să știi că există posibilitatea de a câștiga bani cu ceea ce pui pe YouTube, dar este o chestie mult prea complicată pentru capul meu și oricum nu mă... Adică se poate, nu știu ce, cu stele, cu bla bla bla. Nu, eu glumeam pentru că acum totul se vinde și se cumpără, așa că... Absolut, dar eu, ca și toți ceilalți, noi am dăruit toți, cu toți am dăruit din timpul nostru ceva care să-i ajute fiecăruia care a participat. Și dacă și alții s-au uitat la chestia asta și ajută cu ceva, să ne bucurăm pentru ei. Vă mulțumesc! Vă doresc o duminică în continuare minunată și la proxima ocazie să-mi scrieți mesaj, ca să-mi fie și mie clar. Pe ce anume vreți voi să vă trimit linkurile când facem întâlniri pe Skype? Îmi place mai mult Skype-ul decât cealaltă aplicație care începe cu Z, pentru că aici când pui în chat fotografia se poate vedea, pe ailaltă aplicație cu Z, până să descarcă, până să încarcă, e mai complicat. Ok, acestea fiind spuse, v-am pupat! O zi bună, vă aștept să părăsiți pe rând întâlnirea. Voi pleca ultima. Capitanul de vapor pleacă ultimul. V-am pupat. O seară bună, o zi bună. La revedere.